Călărașul, fostul nume, era Lichire. Lichirești. Și după 1700, păi e frumos de povestit și acest lucru și are legătură și cu parcul nostru, nu? Căpitenia de margine de la Lichirești era în atenția domnitorilor Munteniei și al Moldovei, pentru că de câte ori erau chemați și să dea socoteală la Stambul, la Constantinopol, trebuia să ajungă la Silistra și se opreau aici în căpitenia de margine de la Călăraș, în carantină. De asemenea, corespondența domnească între București și Constantinopol, corespondență care era purtată de călărași și ștafetari, acei călărași veneau pe aici, mergeau la Silistra, treceau prin Baltă pe cele 7 poduri care erau construite până la Chiciu și de acolo traversau cu șeici, cu ambarcațiuni la Silistra și mergeau la Constantinopol cu corespondența. În momentul în care călărașii ștafetari își terminau misiunea militară, ei cunoscând aceste locuri unde erau pământ roditor și loc din belșug, au solicitat și au primit, după 1700, avem primele documente, permisiunea de a se stabili și a-și face, cum să vă spun eu, case în zonă. De la acești călărași ștafetari, care nu ședeau pe vatra fostului Lichirești, ci la marginea Lichireștiului, ușor, ușor, unde mergeți? La călărași, la acolo unde sunt călărașii. Și din acest motiv, ușor, ușor, numele de călărași, probabil fiind mai atractiv decât cel de Lichirești, s-a translatat pentru întreaga așeză. O perioadă de aproape 30 de ani, călărașul s-a mai numit și orașul Știrbei. Dar putea la fel de bine să se numească Alexandria. Pentru că în 1834, Alexandru Ghica, în drum spre Constantinopol, spre Istanbul, stă în carantina de la Călăraș o săptămână, așa cum prevedeau normele vremii, ca să nu ducă boli, molime, nici din România, nici din Muntenia, pardon, în Imperiul Otoman și mai ales la întoarcere din Imperiul Otoman în Muntenia, ședeau în carantină 7 zile la Călăraș. Călărășenii s-au dus cu o jalbă la o delegație la domnitor. Domnitorul i-a primit cu foarte mare bucurie. Locuitorii din Lichirești au propus că dacă îi sprijină în emancipare, orașul nou elibera să poarte numele de Alexandria. Eram reședință de județ de un an de zile, din 1833. Bineînțeles că domnitorul s-a arătat încântat, numai că n-a reușit să îi determine pe cei de la Spitalul Colțea să achieseze la ideea emancipării orașului, motiv pentru care își va orienta atenția către o altă zonă unde localnicii vreau să construiască un oraș nou. Și așa a apărut Alexandria. Și așa a apărut Alexandria și am scris pe blogul meu acest lucru, n-a mai fost numit Lichireștiul Alexandria.